Primarul din Polovrea susține că este o onoare pentru comuna pe care o conduce să se afle pe acea listă de la București. E meritul lui Dumnezeu că lucrează prin oameni, așa alege Dumnezeu. Noi putem să zicem doar că facem o zbatere și atât, mai mult nimic. Pentru că se creează oportunități pe care tot el ne îndrumă să le accesăm sau să nu le accesăm. Da, a fost o prezentare a proiectelor care au fost în implementare, care s-au implementat și care sunt în implementare și ce avem pe strategia de dezvoltare. S-a pus în balanță și, bineînțeles, și cu o prezentare, o memorie justificativă a ceea ce reprezintă localitatea, dar și o prezentare a activităților cultural-tradiționale. Deci, pe lângă partea edilitară și edilitarul cultural-tradițional a fost pus în balanță și toate acestea au cântărit în a fi nominalizat acolo. Este o onoare pentru Polovragi, de ce să fim nedrepti, și mulțumim Dumnezeu pentru că suntem acolo pe acea listă. Gheorghe Epure este preocupat în permanență de dezvoltarea infrastructurii turistice a zonei și face investiții. Primăria va amplasa în curând în comună mai multe stații de încărcare automobilelor. O astfel de stație va fi amplasată în apropierea mănăstirii Polovragi, zonă căutată de 10.000 de turiști. Tot ceea ce ține de intervențiile ușoare asupra anvelopării și renovării construcțiilor din domeniul public, presupune și construirea sau punerea în funcțiune a unei stații de încărcare pentru mașinile electrice, la fiecare obiectiv în parte. Dar trebuie să vă spun că am depus un proiect și este în această lună, intră în evaluare la FME, pentru construirea 9 stații de încărcare pentru mașini electrice, 4 în Poiana Mănăstirii, deci cu 8 locuri de parcare referente, 8 locuri modernizate, 4 la stadion în vecinătatea vestiarilor, deci cu 8 locuri de modernizate, 1 aici în vecinătatea primăriei, care vor putea permite tuturor vizitatorilor, dar și localnicilor să-și încarce mașini electrice sau hibride. Vor fi stații de încărcare cu încărcare rapidă. Primarul din Polovragi, Gheorghe Epure, susține că va continua și alte investiții prin care turismul în zonă să fie intens dezvoltat.